și curtea. Uneori, în predica vlădicului scapă rătunete și fulgere, semn că s-a iscat furtuna împotriva racilelor lumii de azi. Cel mai sfânt lucru pe care îl avem noi toți, icoana înaintea căruia mă închis și mă închinați voi, este măicuța noastră, care ne-a purtat în sân și ne-a spus, ne-a dat pieptul să-l sugem. Toate mamele sunt niște născătoare de Dumnezeu. Că fiecare creștin care crede în Evanghelia lui Hristos, care e botezat în numele Sfintei Cruci, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, este un fiu al lui Dumnezeu. Deci femeile creștine naște-ne și Dumnezeu. Și atunci când o femeie își ucide pruncul în burtă, sau când abortează, nu ucide un copil, ucide un Dumnezeu. Valorile tradiționale sunt restaurate cu tărie, cu încredere că lumea mai este cu minte încă. Predica, harul, puterea rugăciunii îl transformă pe episcop în chip vădit, într-un personaj de care lumea vrea cu ardoare să se apropie, să îl atingă. Realmente răstignit de fervoarea celor venit la slujbă, binecuvântează, atinge creștetele credincioșilor ce-l asaltează din toate părțile și acest comportament adorator îl aduce deseori pe vlădică în situații dificile, cu momente de mare strâmtorare. La sfârșitul Sfintei Liturghii se mai găsește încă energie pentru parada procesiunilor. Firul rugăciunii se dea până din nou în jurul bisericii, iar comunitățile sătești, pe măsură ce ocolesc de trei ori biserica, se desprind din valul de pelerini, continuând drumul, tot în procesiune, către parohiile, către căminele lor. După o noapte de priveghi și o dimineață bogată în înfăptuiri liturgice și euharistice, pelerinii sunt încercați de aerul tare din grădina Maicii Domnului. Ca și Cana Galilei, cu Maica Domnului mijlocitoare, mănăstirea devine locul unde într-un singur suflet, un singur trup, enoriașul, preotul, ierarhul își încredințează rugăciunile și speranțele. Și, după ce s-au împărtășit cu nectarul din cuvintele vlădicului, deșins în mijlocul lor, asemenea unui voievod, întăriți, mai hotărâți să trăiască în pace unii cu alții, enoriașii iau drumul înapoi spre casele lor. Cu cântec de mărire, noi plecăm din mănăstire. Tumultul mai persistă o vreme apoi, încet încet se stinge, pe măsură ce procesiunile se îndepărtează de mănăstire. Pentru cei chemați, este vremea agapei creștine. A doua zi, mănăstirea se trezește la viață în spiritul restaurării firescului. Curățenia bisericii și a curții antrenează o parte a pelerinilor rămași, oamenii de suflet ai mănăstirii, dar și membrii enoriei, pentru că, e bine de știut, mănăstirea este una dintre parohiile Moiseiului. Și în timp ce gospodinele se ocupă de spălarea veselei, iar puținii pelerini rămași încearcă să cuprindă locul în privirea despărțirii, comitetul curatorilor al consilierilor parohiali cântărește ofranda credincioșilor. Valoarea banilor obținuți arată că biserica se reazămă, așa cum a făcut-o mereu, pe bănuțul văduvei și al orfanului. Bănuțul acesta va fi numărat și strâns cu grijă de către curatori și apoi dat tot cezarului pentru chiverniseala și propășirea mănăstirii. Astfel, la mănăstirea Moisei vine vremea când în preajma bisericii mai rămân doar cei numiți atât de anecdotic și de teologic în același timp, nebunii după Hristos. Acum
Trăgine-mi din aioare de-a mea, Dumnezeu, mântuirii mele, cu ei, pe ajutorul meu, scapă-mă de urmă, așa mea.